Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum să mai dăm și știri cu mâncare, că n-am vorbit deloc de mâncare. Burger King Thailand, mă rog, nu e mâncare, dar asta e. Burger King Thailand a creat ceea ce numește, citez, adevăratul cheeseburger. Adică adevăratul burger cu brânză. E numai brânză. Băi, e horror. Și are două felii de pâine, una sus, una jos. Eu am văzut și fotografia, sunt felii de alea de brânză topită, nu? Da. Deci, practic, se ia o chiflă, o piflă, se taie se în două. Se taie în două și pui 20 de felii. Da, și după aceea iei 20 de felii de alea de cauciuc practic, galben. Practic, două pachete de sub la... Sub formă de brânză. Da. Așa, vândut sub formă de brânză și încep să le pui. Și vezi că sunt făcuse frumos în steluță. Deci au luat felie cu felie și le-au pus. Nu, serios. Deci asta mă amuză. Mă, dacă tot pui 20, desfă pachetul, pac, pune 20, asta e. Nu e, mă, că asta e capodoperă. Au luat una câte una și au rotit așa câte 10-15 grade la fiecare pac, pac, pac. Și în felul ăsta este ca o steluță, așa. Fiecare burger de ăsta, deci 20 de felii de brânză într-un burger. Și poți să plătești pentru topping suplimentar de brânză. Dacă vrei. Adică dacă vrei. Mai de două felii în plus? Da. Parcă nu e suficientă brânză. Parcă este un bancul ăla cu rusul care pescuiește peștișorul de aur, știi? Cu... Sunt mai multe variante. Da, la, pe malul Volgăi stă și pescuiește și pescuiește peștișorul de aur și spune, Ivan, îți îndeplinesc trei dorințe. Bine, zice, prima, oi, ce să fie, ce să nu mai știe. Da, ia, uite ce până mai gândesc. Un pahar de vodcă. Pac, îi dă un pahar de vodcă, îl bea. Oi, ce bun a fost! Bă, peștișorule, toată Volga asta mă să fie numai cu vodcă, mă, numai. Pac, se dă ăla de trei ori peste cap. Toată Volga, cristalină, superbă, vodka adevărată, se aruncă Ivan, bea, se îmbată, se trezește, bea, se trezește, până la urmă obosește, se târâie pe mal, în sfine, după ce se trezește, peștișorul nerăbdător bătea din aripioare. Hai, Ivan, a treia dorință, auzi, mă, peștișorul, știi ce, parcă aș mai lua o vodka. Da. Ce e cu, vrei să mai zicem de mai zine, da. Este în Bangkok, dacă te interesează să te duci. Așa. Dacă avem Glovo în Bangkok. Așa. Este foarte căutat. Un șef de tură a devenit viral pe TikTok, adică da, pe rețelele de socializare. Toate prostiile pe TikTok. Un șef de tur a fost auzit spunând că localul a trebuit să nu mai primească comenzi de livrare ca să aibă suficient stoc pentru clienții care se prezintă la restaurant. Deci nu-ți dă pe taz Glovo ăsta. E și complicat, mă, băiatule, pentru că trebuie să te gândești, adică un burger obișnuit are că două felii de brânză. Aici pac 20 în prima. Deci ce stocuri de brânză trebuie să ai pentru fiecare burger de ăsta? Este foarte greu. Nenorocire. Da, burgerul a devenit viral pe TikTok. Mai mulți clienți au postat videoclipuri cu ei înșiși mâncând sandwich-ul plin cu brânză. Un client a spus totuși că este prea intens. A, e, nu. Cineva s-a prins. Am venit noi cu MPK. Da, enzima de AMPK-ul. Da. Un ascultător, Dragoș, zice așa, mi-a trimis, adică prin screen-uri, Omega 3 și alimentele bogate în omega 3 activează AMPK-ul, zice, de pește și ulei de pește, stai un pic. Și că e un challenge de la să mănânci 72 de ore numai sardine în ulei. Și te ajută să dai drumul la AMPK. Vrei să ne băgăm? Nu. Încă-mi 300 de cuburi. Hai, bagă-te tu. Băi, am rugăminte. Deci, dacă vrei, cât eu te finanțez. Mă duc la magazin, îți cumpăr sardine. Un box de sardine în ulei și tu mănânci 72 de ore numai asta, fără nimic altceva. Pe asta vreau nu cred să că văd poți să stai prea mult în emisie. Practic, ești pe ulei, te duci, cred că din 20 în 20 de minute te duci în, pe hol. Și dacă nu-mi activează AMPK-ul, nu mănânc te mai înțelegi cu mine după deci aia. Dacă activează, dacă mănânci, face festin, îți dai seama asta? Numai, pe ce-ți dorești? Trezire de sardine și o viață de o viață burgeri. De doboș. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.